Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Am tot trăit în anii aceștia cu sloganul vrem tineri în politică, vrem tineri în politică, de parcă în anii aceștia acești tineri nu s-au implicat în politică. Poate că unii, nu știu, n-au fost atenți la informațiile din spațiul public sau pur și simplu n-au urmărit fenomenul. Cert este că tinerii sunt de niște ani în politică. În măsura în care i-au schimbat politica sau nu, sau au reușit să facă ceva, rămâne de văzut și rămâne de analizat. Vă propunem o discuție deschisă astăzi cu unul dintre tinerii politicienei Constanței, deputatul social-democrat Cristina Dumitrache. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Înainte de toate și înainte să analizăm, să spunem așa, și mandatele acestea pe care le-ați avut ca parlamentar de Constanța, vreau să vă întreb ceea ce am întrebat și până acum, în cazul mai majorității invitațiilor, cum suportați pandemia? Cum, și mai ales în perspectiva viitoarelor alegeri, cum e relația cu oamenii, cu electoratul în cazul dumneavoastră? M-am adaptat și eu ca orice cetățean, am respectat regulile, am asistat cumva la mesajele un pic confuze, dar am încercat să urmăresc cu atenție și chiar dacă s-au schimbat de la un moment la altul, nu știu, într-o primă fază era o simplă gripă, acum realizăm că nu este o simplă gripă și s-a schimbat mesajul către întreaga populație, de altfel și măsurile care au fost adoptate. O luăm ca o campanie atipică, ne-am adaptat, lucrăm mai mult pe rețelele sociale, ne organizăm în discuții, în audiențe, pe platforme tot așa online, de tip Zoom. De altfel și la comisie am încercat să implementăm toată această formă de lucru online, folosind ce comisiile am avut. Comisiile din Parlament, ca să înțeleagă și exact. Și tot ce putem spune că în această epocă modernă în care trăim, avem la dispoziție WhatsApp, Google Meet, diversele platforme care ne-au ajutat până la urmă să desfășurăm o activitate cât de cât normală. Chiar dacă, din păcate, multe proiecte nu au mai putut fi dezbătute la nivelul și intensitatea de care aveau nevoie pentru a putea merge mai departe, pentru a putea parcurge circuitul din Camera Deputaților. Și totuși, în această comunicare online, nu vi se pare că totuși mesajele pot fi distorsionate sau scoase din context și să nu ajungă totuși la cei care vă urmăresc sau cei cărora vă adresați, așa cum le-ați conceput inițial, să spunem așa? Este o realitate. Eu cu siguranță nu am fost cea mai vizibilă din acest punct de vedere, dar și eu cred că mi-am învățat lecția și atunci m-am adaptat și din acest punct de vedere, mi-am intensificat comunicarea pe Facebook, am accesat și alte platforme sociale care nu le foloseam înainte. Încerc să fiu cât mai activă în mediul online pentru că îmi dau seama că foarte mulți tineri și mai puțin tineri urmăresc mesajele care apar în acest mediu și da, cred că m-am focusat acum să mă laud un pic mai mult și să-mi prezint proiectele cu mai multe detalii, răspuns mai mult la întrebări, poate, să zicem, atitudinea pe care am adoptat-o până acum încercând să fiu un politician tânăr altfel și tocmai pentru că se cerea și toată lumea cred că a spus-o mult timp și încă o spune că ne dorim politicieni să fie axați mai mult pe fapte și mai puțin pe vorbe. Eu am încercat să fac acest lucru, îmi dau seama că totuși și vorbele își au rolul lor, mai ales atunci când am promovat până la urmă și am lucrat la proiecte foarte importante care sunt în beneficiul cetățenilor. Trebuie să fac un efort în plus și să le promovez mai mult, în special sunt în unii și, nu știu, pentru unii e un criteriu de caracterizare, de valorizare, să-i spunem așa, a unui parlamentar și acesta al discursului public, al discursului din Parlament, al declarațiilor politice și așa mai departe. Este posibil. Pentru mine declarațiile politice nu au fost o prioritate, recunosc acest lucru. Dacă este să fie evaluată activitatea parlamentară în termen de proiecte legislative, atunci da, am peste 70 de proiecte legislative la care sunt inițiatoare sau co-inițiatoare. Am proiecte în domeniul sănătății extrem de importante și am depus un efort enorm, o muncă la care au participat mai mulți, atât din domeniul sănătății cât și din domeniul societății civile. Aceste proiecte, până la urmă, reprezintă de fapt munca adevărată, munca după care mă aștept să fiu evaluată
Și cetățenii cred că pot să facă diferența mai degrabă în ce înseamnă o muncă de calitate, proiecte care vin în interesul și în sprijinul lor, decât, nu știu, declarații politice care până la urmă rămân. Acum știți cum e. Un politician e validat din 4 în 4 ani, că la vot se va vedea cu siguranță dacă meritați dumneavoastră, dar și colegii dumneavoastră, unul al mandat acolo unde este cazul. Vorba unui fost prim-ministru, poporul are întotdeauna dreptate. Absolut. Nu? Și nu poți contrazice popor. Absolut. Bine, așa, ideatic vorbind. Haideți să detaliem puțin, pentru că din acest motiv am și invitat. Nu prea să mai fac aceste bilanțuri de mandat, nici nu să mai fac conferințe de presă cu această temă, având în vedere situația de anul acesta, și cred că e important să știm ce a făcut deputatul Cristina Dumitrache. Numele dumneavoastră este legat de câteva inițiative legislative de impact, cel puțin în spațiul public, și o să vă rog, dacă se poate, în câteva minute să le descrieți detaliat și cam unde sunt în momentul de față, care este statul. Legea Victoria este prima dintre ele asupra care... Da, Legea Victoria a fost un proiect discutat încă din mandatul anterior. Se referă la legalizarea cannabisului medical, strict în scop medical, însă deschiderea atât a societății cât și în rândul colegilor nu era atunci una solidă. Așadar, am continuat discuțiile, demersurile în acest mandat și împreună cu ONG-ul Victoria Mea, care a strâns peste 20.000 de semnături pentru a susține acest proiect, am reușit, obținând susținerea mai multor colegi, pentru că trebuie să realizăm că, deși este poate o temă sensibilă, oarecum controversată, este, importanța de cannabis acum și beneficiul pe care îl aduce pacienților, atât pacienții oncologici, cât și pacienți cu alte afecțiuni de tip neurologic, epilepsie, Parkinson, Alzheimer, boli autoimune, scleroză multiplă, sunt imense aceste beneficii. De asemenea, cannabisul medical este folosit și în terapia durerii, unde în acest moment sunt folosite alte opțiuni care au efecte adverse destul de serioase, ceea ce în cazul cannabisului medical nu ne confruntăm cu aceste efecte adverse. Beneficiul, încă o dată, este unul imens pentru toți cei care sunt suferinți, cei care sunt pacienți oncologici în special. Noi avem inclusiv o directivă, o recomandare la nivelul Parlamentului European către statele membre pentru a investi mai mult în atât în cercetare, dar și li se cere să legalizeze, pentru că nu inventăm noi roata în România. Avem exemple de bune practici, exemple de legislație în alte țări și eu m-am uitat efectiv la experiența pe care o au în Marea Britanie, în Malta, în Italia, unde de exemplu este legalizat cannabisul medical și unde avem inclusiv medicamente pe piață. De exemplu, este un medicament pentru pacienții cu scleroză multiplă care are la bază cannabisul. În proiectul legislativ țin să menționez că nu se face vorbire despre fumat. Deci el se administrează sub formă de tincturi. Recreativ, cum ar zice un vin. Nu, în niciun caz. Este vorba de o administrare extrem de bine reglementată. Administrarea se face sub formă de tinctură, de uleiuri, ceaiuri, la indicația medicului. Dar eliberarea unei astfel de rețete se face foarte strict. Un pic, aș putea să vă zic că am luat modelul de la morfină. Adică nimeni asta nu contestă. Avem să vedem. E ceva care înlocuiește morfina? E un tratament poate alternativ pentru? Poate în tratamentul terapiei împotriva durerii, poate fi o alternativă mai sigură. Care este stadiul proiectului legislativ acum? A trecut tacit de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților, unde practic avem puterea decizională. Acolo este Camera Decizională și din păcate ne-am blocat tocmai pentru că noi programasem o dezbatere cu invitații din străinătate pentru martie și în momentul când s-a închis totul și activitatea comisiei s-a restrâns, nemai permițând o astfel de dezbatere mai amplă, care cred că este necesară, tocmai pentru a transmite cât mai clar mesajul, cât mai clar care ar fi restricțiile și care ar fi modul de folosire pentru a încuraja deschiderea cât mai mare a societății în acest sens, fără să aibă frica că se legalizează drogurile. Cazul concret de la care a plecat, ne-l puteți spune, această inițiativă?
Da, este o doamnă, chiar o cunoștință, care a suferit enorm și care a decedat și care și-a dorit foarte mult și alții să beneficieze de alinarea, pentru că pentru ea acest tratament a ajuns târziu, l-a primit din afară, sub indicațiile unui medic din străinătate. A ajuns prea târziu, dar totuși i-a alinat ultima parte a vieții și a fost dorința ei cea mai mare să susținem acest proiect și să luptăm pentru acest proiect până la capăt. Bun. Mai există în momentul de față, înțeleg, și proiectul de investigații gratuite de screening pentru pacienții asigurați. Sunteți membru în Comisia de Sănătate, da, și familie din Camera Deputaților, ca să înțeleagă exact cei care ne urmăresc, de ce v-ați implicat în proiecte care au legătură cu acest domeniu? A fost o alegere asumată. Cred că mi-am dorit foarte tare să le ofer colegilor din cadrul Comisiei de Sănătate și perspectiva unui pacient. În cadrul Comisiei de Sănătate sunt într-adevăr colegi cu expertiză, cu realizări importante în domeniul sănătății, medici recunoscuți și oameni extraordinari, dar cred că la un moment dat este mai greu să se pună în locul unui pacient care privește către un sistem rigid, stufos, ambigu de multe ori, care nu oferă răspunsuri clare sau soluții, are tendința să-i ceară pacientului să se plieze pe sistem mai degrabă decât sistemul să vină în întâmpinarea pacientului. Și da, poate că mi-am ales o misiune grea, încercând să revoluționez un pic modul de a crea legi în sensul acesta. Ele văd ca legi cadru care să adreseze probleme concrete, care să vină în întâmpinarea pacientului, care să faciliteze, care să elimine din birocrație și să facă totul mai simplu, mai fluid și mai eficient. Ok, recent am văzut că ați reacționat public și în privința informațiilor care au apărut pe diverse medii de socializare, potrivit cărora mămicile din Spitalul Județean nu sunt lăsate să-și alăpteze copiii din cauza pandemiei. Și ați fost destul de vehement acum să înțelegem cât de important e acest lucru pentru copii și dacă există un pericol totuși pentru copii. Situația nu se întâmplă doar la nivelul Spitalului Județean Constanța. El este un protocol transmis către toate spitalele, fie ele de stat sau private. Acest protocol diferă în România față de Marea Britanie. De exemplu, chiar am luat și am căutat un exemplu real a unei mămici care a născut în această lună în Marea Britanie și exemplul altor mămici care au născut pe parcursul pandemiei în România. Este foarte diferită experiența. Concret, adică? Concret, în Marea Britanie se respectă indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății, care pune pe primul loc beneficiul și importanța creierii relației între mamă-copil, începerea, startul în viață cu alăptarea, care este recomandată, nu este contestată de nimeni, este cea care ar trebui promovată încă de la naștere, iar această privare, această îndepărtare a nou-născutului de mamă, este clar că îngreunează acest proces, nu numai, dar în perioada în care este în altă parte decât cu mama, primește altă formă de alimentație, care nu este startul cel mai bun, nu se creează nici acea conexiune, există un impact emoțional și nu avem de ce să procedăm altfel atâta timp cât la nivel mondial, acestea sunt recomandările, atât cât avem studii în acest moment, pentru că da, acest virus prezintă provocări în toate domeniile, pentru toată lumea. Însă, studiile care le avem până acum arată că există un risc minor de transmitere de la mamă la făt sau la nou-născut, deși, prin urmare, cu atât mai mult cu cât nu avem clar un caz o mamă care este confirmată cu COVID, noi suspectăm. Deci se aplică același tratament tuturor. Putem să mergem și să punem în analiză, în balanță, care este beneficiul și care este riscul. În Marea Britanie, o mamă care naște este alături de copilul său, nu este îndepărtat nicio secundă, alăptarea este încurajată încă din primul moment și inclusiv tatăl participă la naștere și își poate ține copilul în brațe.
lucru care la noi nu se întâmplă. Mama este lăsată la poarta spitalului, naște, copilul este luat și abia după ce vine rezultatul de COVID, care durează în funcție de cum sunt procesate, îi se poate da copilul. Mi se pare că este o tragedie într-un fel și eu sunt mamă, nu vă mărturisesc că ar fi fost o traumă care te marchează și nu este tocmai bine să încep așa noua experiență. Pentru unele femei chiar prima naștere să se desfășoare în astfel de condiții. În cazul copiilor, da. Am auzit la radio dimineață de primul caz de bebeluș infectat cu COVID, dar e vorba de mine infectat și înțeleg că a și murit între timp, dacă știrea s-a confirmat, nu știu, în Sibiu, dar înțeleg că avea ceea ce se denumește general comorbidități, adică avea niște malformații și niște complicații imediat după naștere. Dar altfel, statistica de până acum nu ne-a arătat că există într-adevăr bebeluși, copii care să fi fost infectați să ajungă în stadiul ăsta. Nu, acel bebeluș oricum avea 4 luni, din câte am citit eu. Nu sunt date foarte multe detalii, dacă... Nu cred că vor fi date. Corect. E cu totul altceva. Iar noi trebuie să facem o analiză încă o dată a beneficiului față de risc, pentru că întotdeauna vom avea și excepții. Dar dacă avem deja o directivă, să spunem, din partea Organizației Mondiale a Sănătății, nu înțeleg de ce noi am fi mai catolici decât Papa. Adică măsurile adoptate de noi sunt mult mai dure decât în alte țări. Da. Bun. Concret, încă un lucru de lămurit ar fi, să spunem, o meteahnă populară, așa, în momentul în care un parlamentar, indiferent de județul în care este ales, pleacă la București, rămâne plecat și parcă uită de județul care l-a trimis în Parlament sau de oamenii, de locuitorii acelui județ care l-au trimis în Parlament. Haideți să mai lămurim încă o dată, poate, nu știu. Mulți încă nu înțeleg ce face un deputat sau un senator după caz. Pentru județul pe care reprezintă și mai cu seamă pentru cei pe care îi reprezintă, care l-au ales. Pe vremuri erau colegiile uninominale, să spunem, că relația se încerca cumva să fie oficializată mai direct așa, cu cei din colegi. Acum nu mai avem liste din nou, alegătorii însă sunt aceiași. Bun, cum un deputat de Constanța, cum reușește, și mai ales acum în cazul dumneavoastră, unul tânăr în continuare, cum reușește să facă lucruri, să ajute proiectele pe care fie administrațiile locale, fie administrația centrală pentru județul respectiv le are în plan, le are în dezvoltare? Cu siguranță un parlamentar nu este omnipotent. De încercat și depus pe primul loc prioritățile județului Constanța, cu siguranță este o realitate pe care noi nu am făcut altceva decât să o demonstrăm prin iarăși fapte. Când nu am reușit obținerea spitalului regional, am făcut un proiect de lege. Am încercat această variantă, am reușit să o trecem în Parlament, a trecut de vot final, iar în momentul când trebuia să fie promulgată înființarea acestui spital regional la Constanța, a fost acest proiect contestat la Curtea Constituțională de către președinte. Curtea Constituțională s-a exprimat, explicându-ne nouă parlamentarilor că ne-am depășit oarecum atribuțiile, că am intrat pe domeniul administrației locale și administrației centrale. Eu sunt curioasă, noi am considerat că este până la urmă de interes național acest spital regional, având în vedere că spitalul de urgență, de exemplu, din Constanța, este printre cele mai solicitate, noi având un aflux important de turiști, mai ales în timpul verii. Marțea aceasta, noi am votat iarăși un proiect, să zicem, similar, Autostrada Nordului. Sunt curioasă dacă și acest proiect va fi tot așa contestat la Curtea Constituțională, zicând că nu ține de atributul Parlamentului să legifereze în acest sens. Da, parlamentarii de Constanța, în primul rând, pun interesul constanțenilor pe primul loc, dar proiectele pe care le-am promovat, și am să vorbesc aici în ceea ce privește activitatea mea, au un impact nu numai asupra locuitorilor județului Constanța,
Și am să vă dau doar câteva exemple, pentru că am vorbit doar de cannabisul medical, pe care acest proiect îl consider extrem de important, însă sunt și alte zone, să le spunem, neacoperite legislativ, de exemplu, protecția persoanelor cu alergii. Și acest proiect este iarăși un proiect pe care l-am muncit, să spunem așa, o perioadă lungă de timp, pentru că există multe lacune, există multe nevoi, procentul persoanelor cu diverse alergii este în creștere, la nivel mondial, nu numai în România, iar în România, în acest moment, numai avem... de la Ambrozie am eu o grămadă de prieteni și cunoscuți, da, așa cred e. Că da, mai ales în rândul copilor sunt în creștere alergiile, iar noi specialiști în alergologie, care să fie pe partea aceasta pediatrică, sunt foarte, foarte puțini. Efectiv, în cadrul spitalului să ai o secție dedicată copiilor cu alergii, iarăși, este o mare problemă. Și au nevoie de aceste spații, au nevoie de resurse. Testele sunt extrem, extrem de scumpe. De cele mai multe ori, ele sunt suportate integral de către părinți, fără niciun ajutor din partea statului și cu atât mai mult cu cât nu reușesc să obțină în timp util informația sau să ajungă la medicul specialist, pentru că fiind și foarte puțin, este foarte greu, chiar dacă și-ar dori să facă față la numărul important de pacienți care îi solicită. Acest proiect a trecut tot cu aviz favorabil și de către Senat, are avize favorabile din partea tuturor comisiilor până în acest moment și, din câte am văzut, este pe ordinea de zi, se dorește, probabil în lumina pandemiei, accentul se pune din ce în ce mai mult pe sănătate și importanța pe care o are și în ideea de a preveni, pentru că și costurile pe care le suportăm cu toții în domeniul sănătății sunt mult mai ridicate în momentul când nu tratăm și nu diagnosticăm la timp. De aceea și ați amintit noastră de proiectul acela cu screeningul la care sunt co-inițiator și care a fost adoptat în vot final tot marți și merge spre promulgare. Este o bucățică dintr-un puzzle care se leagă cu aceste proiecte, cea cu protecția persoanelor cu alergii, protecția persoanelor cu boală celiacă, pentru că în acest proces screeningul este foarte important. Da, noi suntem în topul, de exemplu, al mortalității când vine vorba de pacienții oncologici și acolo screening-ul are un rol important, pentru că dacă noi diagnosticăm din timp, această rată cu siguranță va scădea considerabil. Iar screening-ul nu era nici măcar definit în legislație, dar aminte să-l acoperim ca și costuri. Iar în ceea ce privește alergiile, la fel, în momentul când tu identifici în mod corect, eficient, care sunt factorii alergeni, poți lua și poți prescrie tratamentul potrivit, poți preveni și astfel să scadă și costurile în sistemul de sănătate. În ceea ce privește boala celiacă, am să vă spun câteva cuvinte și acolo, este o situație similară. În România este subdiagnosticată. La nivel mondial vorbim de o cifră de 2%, poate în unele țări chiar urcă 2%. Subdiagnosticată în sensul că nu se fac teste? Sau la ce vă în sensul că este puțin cunoscută, în sensul în care este o boală autoimună și atunci manifestările sale sunt foarte variate. Pacientul, până este diagnosticat, trece printr-o serie de tratamente care nu sunt adecvate, pentru că se tratează simptomatologia neîncercând să se găsească cauza. Testele nu sunt foarte scumpe, însă, neavând un registru, neavând o direcție, o lege cadru la care să se poată orienta, totul se face un pic într-o oarecare degringoladă, să spunem. Mulți pacienți rămânând pe din afară, adică în momentul de față în România, la centru de boală celiacă, avem un centru de boală celiacă, sunt înregistrați doar 6.000 de copii, ceea ce dacă ne gândim la o cifră de 2% din populație, este mult subdiagnosticat. Dar suntem în aceea situație, inclusiv la a raporta nozocomialele în spitale. Noi avem acest deficit în a avea dimensiunea problemei, în a raporta în mod corect și a centraliza, pentru că o problemă, ca să o poți rezolva, trebuie să știi cu ce lucrezi, de unde pleci, care este situația reală și astfel poți adapta și măsurile. La boala celiacă, tratamentul este unul
să zicem, puțin costisitor pentru stat. Tratamentul constă în alimentele fără gluten, însă pentru o persoană care nu are niciun fel de susținere din partea statului, achiziționarea acestor alimente este într-adevăr costisitoare. De aceea, prin acest proiect, am solicitat să se ofere din partea statului un voucher de 300 de lei, mult sub ce se oferă în alte țări europene, dar care ar ajuta foarte mult la achiziționarea acestor alimente care sunt până la urmă medicamentul pacienților cu boală celiacă. O pâine fără gluten, ca să vă dau un exemplu, costă 12 lei minim. Și atunci, pentru stat, din punctul meu de vedere și statistic vorbind, costurile scad în momentul în care tu nu ai alte complicații care sunt date de această boală, pentru că i-ai ajutat să aibă tratamentul corect, cum ajut și în alte boli să asigur tratamentul la scleroză multiplă, este programul național pentru interferon, da? E, în acest caz ar fi suficient acest ajutor pentru achiziționarea alimentelor fără gluten. Vreau să revenim puțin la discuția de la începutul emisiunii, aceea cu tinerii și, în cazul dumneavoastră concret, ați devenit parlamentar la 24 de ani. 25. Ok. Ce experiență aveți atunci? În primul rând, n-am fost cea mai tânără membra a Parlamentului sau cel mai tânăr membru. N-a zis nimeni asta, am zis că printre cei mai tineri. Am fost printre cei mai tineri. Cred că experiența pe care o are fiecare nu se măsoară neapărat în ani, ci în lucrurile pe care le-a făcut, modul în care a trăit până la acel punct și, da, pentru mine, cred că aveam o experiență consistentă. Nu eram nici la prima încercare în domeniul muncii, să spunem așa. Da. Eu lucrez de la 16 ani, vară de vară, în cadrul afacerii de familie. Eram angajată ca oricare alt angajat, îmi făceam turele, lucram la recepția unui hotel, 24/48, eram la muncă, făceam exact tot ce făceau și ceilalți angajați, după care am plecat în Marea Britanie la studii, am făcut liceul, partea finală a liceului, pentru că inițial începusem liceul aici, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Ultimii ani am încheiat în Marea Britanie, la un liceu din Cambridge și ulterior am urmat cursurile facultății din Londra, University College of London, unde am avut specializarea în domeniul afacerilor, administrarea afacerilor. În fiecare vară, cum vă spuneam, am fost acasă, am lucrat. În timpul facultății aveam un job part-time. Așadar, experiența mea, dincolo de studiile pe care le am, experiența pe care am trăit-o în afara granițelor, care a fost pentru mine o experiență importantă, pentru că nu am mai fost cu mama, cu tata, cum sunt majoritatea tinerilor, am trebuit să mă ocup de tot, de la deschiderea unui cont bancar, la a administra viața de zi cu zi. A fost responsabilă ulterior și gardianul, tutorele surorii mele mai mici. Deci da, cred că am avut o maturizare și o responsabilizare accelerată. Și de ce n-ați rămas acolo? Asta e întrebarea pe care o au fratele meu în Anglia de foarte mulți ani și uite că nu s-a mai întors, spre exemplu. Nu pot să zic că nu îmi lipsesc anumite lucruri de acolo. Nu am să mint în sensul acesta, pentru că a fost pentru mine un lucru extraordinar, o șansă extraordinară să pot învăța acolo. Cred că mi-am dorit întoarcerea în România, pentru că am știut mereu că aici nu-mi doresc să am familia, aici îmi doresc să cresc copiii, am doi copii, mă bucur că sunt aici, mă bucur că pot să-i văd cum se bucură alături de bunicilor, de familia lărgită, lucru care cred că ar fi fost cu siguranță mai dificil în Marea Britanie. Din punct de vedere al activității profesionale, al unei cariere, posibil să fi fost la fel de frumos să rămân acolo, pentru mine să fi fost o împlinire, dar cred că dorința mea de a mă întoarce și a schimba ceva în țara mea a fost mai puternică, să spunem. La o scurtă privire pe listele de candidați de la Constanța, am văzut că sunt foarte puține femei, pe locuri eligibile cel puțin.
nu știu, acum ceva ani, principiul ăsta legalității de gen în privința candidaturilor era invocat zilnic, așa, și toată lumea se mândrea cu faptul că pe listă au pus inclusiv la locale la un moment dat. Doamne, avem atâta procent, sunt femei care candidează pentru primării și consilii locale județene după caz. Care mai e rolul femeii în politică? Pentru că pare că lucrurile au cam pălit așa în zona asta. Am să vă vorbesc mai mult din experiența mea personală și cred că, da, în politică cu atât mai mult, dar și în alte domenii, pentru o femeie este o provocare un pic mai mare să găsească un echilibru între viața profesională și cea de familie. Cu atât mai mult în politică, eu devenind mamă și având această demnitate de parlamentar, a fost un efort, o nevoie de adaptare. Mergeam cu copiii după mine la București, îi țineam în mașină, în parc, nu am luat pauză nici înainte de a naște, am mers până în ultima zi la muncă, deși mă certa doctorul meu cu foarte multă intensitate. Am revenit imediat la muncă și nu sunt eu excepția, așa au făcut toate colegele de-a lungul timpului, au trecut mai multe colege prin această experiență, au devenit mame și nu au luat pauză, să zicem. Așa am înțeles până la urmă că este rolul pe care îl avem, ni l-am asumat, suntem aleși, nu putem să luăm pauză de la a fi vocea cetățeanului în Parlament și a-i reprezenta acolo. Dar, cu siguranță, față de un bărbat, probabil că necesită ceva mai mult efort pentru a găsi acest echilibru. Poate de aceea multe femei aleg să nu candideze, conștiente fiind, cu atât mai mult femei tinere, conștiente fiind de sacrificiile pe care ar trebui să le facă în acest sens. Dacă nu au susținerea familiei, soțului, una consistentă, atunci cu atât mai mult devine o misiune foarte grea pentru ele. Am să vă zic ce cred eu că ar trebui să facem, cu cât societatea poate se deschide și înțelege mai bine rolul și importanța rolului pe care îl are o femeie atât în viața politică cât și cea administrativă, în funcții de conducere, pe locuri eligibile, cu cât societatea se deschide, înțelege, apreciază și vrea să susțină femeia în acest parcurs, cu siguranță procesul acesta va crește în mod natural. Promovarea va veni în mod natural. Că tot vorbeam de multe ori în exemplul pandemiei despre modelul suedez. Am să vă dau un exemplu, poate banal, dar am să vi-l dau. În Parlamentul suedez există grădiniță. În Parlamentul României există mai multe saloane de coafor. Acum, eu nu contest utilitatea coaforului, însă, cu siguranță, pentru toate angajatele, nu numai doamnele sau domnișoarele care ocupă funcția de parlamentar, dar pentru toate angajatele din Palatul Parlamentului, cred că ar fi mai util, de exemplu, o grădiniță decât un coafor. Lucrul ăsta se practică și în marile corporații pentru angajați. În marile corporații, într-adevăr, am mai auzit că se găsesc astfel de exemple, însă... Da, sunt exemple, cred că, concret în București. Da, am auzit și în București și probabil că poate fi un bun exemplu și pentru noi la Parlament. Bun, o ultimă întrebare pentru că ne apropiem de final și vreau un răspuns scurt ca să nu... fără alte comentarii, pentru că știm dezbaterile care au fost legate de listele PSD Constanța până la validarea și așa mai departe. E cea mai bună echipă asta pe care o înaintează acum PSD Constanța pentru aceste alegeri din 6 decembrie pentru parlamentare? Cu siguranță este o echipă puternică și o echipă care va reprezenta în mod eficient interesele cetățenilor. Eu mă bazez pe această echipă să mă ajute în continuare, exact în modul în care am colaborat foarte bine și cu colegii din mandatul trecut. Ne-am susținut reciproc, am luptat reciproc pentru interesele cetățenilor. Da, suntem o echipă cu multă putere, cu multă determinare, fiecare are expertiză în domeniul în care a activat și cu siguranță vom fi uniți și vom promova în continuare interesele cetățenilor în Parlamentul României.
Doamna Dumitrache, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu ochii pe noi.